Bună ziua tuturor! Sper că urmăriți și partea a doua cu același interes cu care ați urmărit și prima parte. Cum spuneam, simțiți într-un mod deosebit și ceea ce simțiți și gândiți veți manifesta sau veți începe să manifestați cât de curând sau măcar veți simți primele efecte ale acestei manifestări în public. Veți fi foarte precaut, poate, dacă nu sunteți dumneavoastră acest cavaler de monede, poate este altcineva, persoană care vine, persoană foarte pedantă, foarte grijulie, care vine să vă ofere exact ceea ce așteptați. Și în momentul în care vă veți întâlni cu această persoană, să simțiți această mare dragoste și această dorință, să doriți o relație de lungă durată cu ei. Să-i vedeți ca pe sufletul pereche. Asta în cazul în care nu sunteți dumneavoastră acest cavaler de monede. Nu știu de ce, în acest moment îl simt ca pe o persoană născută în semnul balanței, pentru că este o persoană foarte pedantă, balanțele nu prea se grăbesc, sunt destul de calme în felul în care abordează. Politicoase. Ok, să citim, să citim, să citesc acum despre persoana care vă interesează. În casa emoțiilor au 10 de monede. Aceasta e cartea care ține locul celei pe care am pierdut-o. 10 de monede. Mercur, cartea care reprezintă mintea, gândurile, justiția. Marte, sau felul în care se manifestă în public, poate fi și casa 10-a, îndrăgostiții. De ce le e frică de 9 de săbii? Ce își doresc 3 de săbii, dar o să vă explic imediat cum văd situația și ceea ce reușesc să manifeste este 9 de monede. Deci, ceea ce simt ei. Bine, acum vă arăt o carte goală, dar închipuiți-vă, ar trebui să fie 10 de monede. 10 de monede înseamnă o persoană care este stabilă financiar și are o genealogie deosebită, este mândră de genealogia sa, de familia sa, poate chiar de casa în care locuiește. O casă poate să fie istorică sau cu o poveste specială, ceea ce îi face să se simtă mândri. 10 de monede este o carte care reprezintă abundența, da? O abundență căpătată și cu ajutorul, sau la care s-a ajuns și cu ajutorul familiei. O abundență care poate fi transmisă generațiilor viitoare. Deci, persoana la care vă gândiți, care în interesul dumneavoastră, care este în sufletul dumneavoastră, are această carte în inimă. Cu alte cuvinte, este posibil să se simtă foarte acasă lângă dumneavoastră, să se simtă foarte confortabil, de ca și când faceți deja parte din familia lor, asta în cazul în care nu sunteți deja căsătoriți. Este posibil ca ei să vadă în suflet acest potențial de lungă durată și de, da? Relație de lungă durată și abundența de care am zis-o, da, împărăteasa pe care am prezentat-o la început, să o simtă în suflet, să simtă potențialul, nu să vadă cu ochii minții, ci cu ochii sufletului. De asemenea, pentru că este un semn de pământ, 10 de monede poate să reprezinte un fel de a simți foarte pământean, probabil că își doresc să fie foarte mult în preajma dumneavoastră, să vă simtă, să se bucure de prezența fizică a dumneavoastră, nu doar de emoții, nu doar de gânduri. Mercurul lor sau ce este în mintea lor, cum gândesc? Gândesc conform acestei energii, conform acestei cărți. Justiția.
Simt că despre dumneavoastră gândesc foarte frumos, gândesc că sunteți un om corect, o persoană care nu minte. Tocmai pentru că vă e frică de minciuni dumneavoastră, vreți să manifestați adevărul și ei văd lucrul acesta și înțeleg. Poate unii dintre ei se gândesc la o despărțire, pentru că tot mai am văzut în trecut, da? 10 de săbii. Probabil a existat o despărțire în viața cuiva, poate în viața acestei persoane, dacă nu între voi doi. Și ei încă se mai gândesc la această despărțire sau la niște situații legale, ilegale, pe care trebuie să le rezolve. Asta pentru că au de luat o decizie. Da? Asta pentru că au de luat o decizie. Oricum, despre dumneavoastră gândesc frumos și gândesc că sunteți un om corect. Și asta e bine. Justiția reprezintă și balanța ca și zodie și este posibil ca ei să se gândească ca să legalizați această relație de lungă durată, pentru că se gândesc la dumneavoastră ca la o căsătorie, ca la un posibil mariaj. În public sau în relație cu dumneavoastră, cum se manifestă ca acești îndrăgostiți? Această carte reprezintă zodia Geminilor, deci poate fi cineva cu planete în zodia Geminilor, sau pur și simplu se manifestă cum simt. Se simt îndrăgostiți de dumneavoastră, simt că îi completați, simt că această întâlnire între aceste două suflete absolut minunate, da? Este o întâlnire orchestrată de divinitate. Îi completați nu doar la nivel emoțional și mental, dar și fizic. Simt o mare pasiune pentru dumneavoastră. Totodată, cum am spus, este posibil să fie obligat să decidă în legătură cu niște probleme legale din viața lor, probleme care le-au adus în trecut multe dureri de cap, au pierdut multe nopți și chiar dureri de inimă. Figurativ sau metaforic, oricum au avut niște probleme. Repet, poate să fie o despărțire de cineva, un colaborator la serviciu sau o companie sau o situație, deși cred că e vorba de o despărțire sentimentală de cineva din trecutul lor. Oricum, în relație cu dumneavoastră, sunt foarte deschiși să manifeste această frumoasă energie solară, divină. De ce le este frică? Le este frică de această energie negativă, de un trecut în care pierdeau nopțile făcându-și griji, plângând, disperând. Poate că și ei v-au așteptat. Poate că și ei au așteptat această minunată întâlnire dintre voi doi și această așteptare a fost atât de chinuitoare pentru ei. Poate că cei cu care au relaționat până acum le-au creat aceste coșmaruri și aceste griji. Și din acest motiv, întâlnirea cu dumneavoastră se manifestă ca o justiție divină în viața lor. Poate că într-un fel vă văd ca și trimiși de Dumnezeu. Într-un moment în care poate nu mai aveau speranță. Ceea ce își doresc, își doresc să depășească această energie. Trei de săbii este o energie care exprimă suferință foarte profundă. Datorită unei situații în care o persoană a înșelat, a fost înșelată. Ei își doresc să depășească această energie. Dacă s-a întâmplat cu dumneavoastră, vor să uite. Dacă s-a întâmplat cu cineva din trecut, vor să uite și să depășească. Și cine poate să vindece această inimă dacă nu Regina de Cupe?
Cred că undeva, dintr-un punct de vedere, Regina de Cupe poate să reprezinte și o altă manifestare a dumneavoastră. Da, sunteți un om foarte, o persoană foarte iubitoare, foarte înțelegătoare, dar probabil că nu arătați aceasta tot timpul. Poate că vă concentrați foarte mult pe partea materială a lucrurilor și undeva vă doriți să manifestați și această calitate a reginei de cupe, care este foarte emoțională. Regina de cupe zâmbește, își oferă ajutorul și empatia tuturor, își arată compasiune față de toți pe care îi întâlnește. Și undeva poate un vărsător își dorește să manifeste această energie, el sau ea însăși, înainte de a se întâlni cu sufletul pereche. Sper că mă înțelegeți. Repet, sunt un pic obosită, dar sper că înțelegeți ceea ce încerc să explic. Finalul pentru persoana cu care de care vă simțiți atras sau aveți un interes pentru această persoană, finalul în ianuarie este 9 de monede. Este o persoană care este singură, dar se simte confortabilă cu viața ei, care a obținut o oarecare stabilitate financiară, care este și înțelepciune. Toate aceste monede reprezintă experiență prin care a trecut. Toată această grădină este o abundență pe care și-a creat-o prin muncă proprie și este foarte confortabilă cu viața sa. Dar totuși, lipsește acea monedă, cea pe care poate vreți să-i oferiți dumneavoastră, da? Acea monedă care îi poate duce la zecele de monede de care am spus la început, care în sufletul lor, ei sunt acum singuri, se simt bine, dar undeva adânc, în suflet, cum am zis, în inimă, își doresc să fie căsătorit, să aibă o căsătorie fericită sau o relație de lungă durată abundentă. Și bănuiesc că dumneavoastră cu această monedă împliniți numărul necesar de monede care le poate împlini dorințele cele mai profunde. Cele mai profunde. Deci, în ianuarie, ei rămân în continuare singuri, chiar dacă sunt singuri, chiar dacă stați o perioadă separat, într-un fel sau altul puteți să manifestați această relație de lungă durată. Poate nu vă mutați imediat împreună, dar vă gândiți că vă simțiți atât de bine împreună încât parcă ați dori să vă mutați împreună, parcă ați dori să stați în aceeași casă, sub același acoperiș, doar voi doi. Și în momentul în care veți face acest pas, veți avea curajul să faceți acest pas, o mare abundență și bucurie vă așteaptă. Ba, poate pe unii dintre voi vă poate aștepta și o sarcină pentru unele femei, un nou copil. Pentru unii, nu pentru toți. Cam aceasta ar fi citirea, interpretarea pe care o simt în acest moment. Ar mai fi că din cărțile de oracol vi s-a sugerat să vorbiți cu îngerii voștri protectori, asta ca să puteți să manifestați mai bine ceea ce vă doriți atât de mult. Ceea ce vă doriți atât de mult. Este pe drum. Dacă încă nu v-ați întâlnit cu această persoană, este pe drum. Vorbiți doar cu îngerii voștri, consultați-vă cu cei care vă sunt apropiați și în momentul în care simțiți o energie aparte, aceasta e o energie foarte creativă. Să nu uităm că toate aceste trei energii sunt foarte creative. Da? În momentul în care simțiți o inspirație aparte, superbe, superbe cărți, frumos ar fi să le scrieți și să îi inspirați pe alții la rândul vostru cu ceea ce primiți de acolo de sus, de aici, din soare, de la îngeri. Vă doresc un ianuarie minunat, multă dragoste, sănătate,
spor în tot ceea ce v-ați propus să manifestați și, evident, creștere spirituală. Numai bine, la revedere!